Un mic update, scurt așa. Știu că mulți așteptați garajul, mulți sunteți curioși ce se mai întâmplă cu mine în ultima perioadă, pentru că am postat un mix de videoclipuri dintr-o locație nouă, am fost la Sibiu, ne-am pregătit de naștere, ca să zic așa, ne-am întors acum acasă, suntem trei, nu mai suntem doi. E un pic agitație în cariera mea, în viața mea, în sensul bun, desigur. Așteptăm cu nerăbdare garajul, aștept niște panouri pe care o să le instalăm într-o hală, după care vom instala elevatorul și toate sculele. Așteptăm, tot aștept, anul ăsta cu siguranță va fi gata, tot aștept. Într-un final o să-mi respect planul de anul trecut. Anul trecut mi-am scris pe o hârtiuță, am făcut o listă cu goals că o să deschidem garajul anul ăsta. Mi-aș fi dorit să fie mai repede, dar din păcate, pentru că a fost nebunia asta sanitară plus multe alte evenimente, ne-am decalat un pic și în continuare ne mai decalăm. În hală o să fie destul de frig și probabil că o să facem așa, introduction, scule, diverse lucruri, sfaturi de bază, un schimb de ulei, un schimb de plăcuțe, prezentare de scule, prezentare de principii, cum am făcut, cât m-a costat, sfaturi pentru cei care vor să-și facă un service. Cam atât. Nu o să trec la lucrări foarte complexe pentru că nu o să-mi permită timpul în situația în care sunt acum. O să fie frig. De ce mai probabil lucrări mai serioase, care vor implica sonata în mod special, vor veni la anul. Anul ăsta mă bucur totuși că am reușit să le pun pe picioare cu multe eforturi din toate punctele de vedere. Și cu ajutorul vostru, desigur, vă mulțumesc că m-ați susținut până în prezent și vă mulțumesc anticipat pentru susținerea viitoare. Dacă aveți punturi, sfaturi, sugestii, întrebări, nelămuriri, mi le puteți scrie ori atunci, ori acum, legate de garaj. Prima mașină așa de experimente pe care o să facem disecție va fi Matizul. Dacă stric ceva, nu mă interesează, pentru că de asta am luat-o, să-mi bat joc de ea și să învățăm din asamblare, dezasamblare, și oricine se apucă de așa ceva, îi recomand să se apuce pe ceva accesibil care se poate repara ușor. Am multe idei în cap, un vârtej de idei, să vedem în ce ordine le punem în practică. Estimez că până pe 15 noiembrie vin panourile și până la 1 decembrie probabil că instalăm și sculele. În mod special și urgent elevatorul. Va fi un elevator de 3,5 tone, masă totală maximă autorizată, instalat într-o hală, cu un banc cu scule. Nu o să-mi iau momentan presă că nu am nevoie, o să-mi iau un compresor mare, chei dinamometrice, un set kit pentru reparație, înlocuire, plăcuțe, discuri de frână, un recuperator de ulei, cricuri, capre, cric, cutie, girafă să scoatem motor dacă va fi cazul, set de asamblat, de echilibrat, de centrat, ambreiaje și tot felul de scule. Probabil că o să cumpăr și multe alte kituri și scule pe parcurs. Iau o sculă, pack review, mai iau ceva, pack review, fac felii Matizul, facem clip și o să intrăm într-o nouă eră. Dacă anul trecut mi-am propus pentru 2020 să finalizez asta, la anul o să o ducem la un nou nivel. Anul ăsta va fi gata și la anul va fi la un nou nivel. Va fi o nouă eră 99 Vehicles în care trecem la practică. Foarte multă teorie, foarte multe presupuneri, foarte multe păreri, foarte multe clipuri, conținut din studio, conținut din service, cu informații din service. Mi-a lipsit oarecum partea asta practică să mă joc un pic pe lângă mașini. Va urma și un tester specializat de diagnoză, vom interpreta coduri de eroare și o să intrăm în era 99 Vehicles Garage, unde sunt sigur că o să atragem noi urmăritori și vom mulțumi urmăritorii existenți, desigur. Deci sunt multe, multe, multe de făcut. Acum postez și pe canalul celălalt de educație financiară și lifestyle. Practic acolo o să îmi pun păreri personale, păreri din lumea business-ului. Pentru cei care sunt interesați de așa ceva, o să le răspund la întrebări. Am început deja să postez cam la câteva zile un clip, la 2-3 zile bag un episod și acolo. Efectele sunt mai mici, le realizez cu mai multă ușurință, le fac împreună cu echipa și momentan mi-e destul de ușor să le fac, pentru că vin din experiență, din experiența pe care am acumulat-o și cu canalul ăsta, și ca antreprenor, și din tot ce am citit, ce m-am documentat până în prezent. Și clipul ăsta practic e un fel de
update, un upcoming update, și pentru că sunt sigur că vor fi puțini care vor urmări clipul ăsta, urmează să vopsim Subaru peste 2 săptămâni, să nu spuneți la nimeni, vă rog. VRX Style. Momentan nu-i luăm jante, să fac împreună cu o firmă, nu o să plătesc pentru serviciul acesta, să vedem cum o să iasă, se va realiza în București și în momentul care e gata, vă spun și unde fac, cum a fost, dacă-ți mulțumit și așa mai departe. Jante nu o să iau anul ăsta pentru că vine iarna și e păcat să merg cu jante noi prin zăpadă și prin gheață să le zgâri. Cel mai probabil o să-mi iau niște jante Sparco sau Japan Racing, cum mi-am cumpărat și la Sonata. Cumpăr, poate reușesc să fac rost de ele fără să le plătesc, sau poate le iau cu reducere, sau poate le cumpăr. Oricum, dacă nu reușesc, o să le cumpăr anyway. Și o să avem un Subaru estetic ca nou, roți noi. Jantele vor fi pe 17 inch, negre, toată mașina va fi black and blue, să zic așa. VRX look, ca nouă, jantele sunt pe 17, dimensiune la anvelope 205x50R17, nu pun mai mari pentru că nu am voie în talon, în certificat, în CIV, nu mări să-mi pun mai mari, nu vreau să-mi stric suspensia, nu vreau să-mi pun, nu că viața în pericol, nu vreau să-mi pun certificatul, talonul în pericol, nu vreau să umplu ilegal, nu vreau să mă milogeze nimeni la ITP, mie îmi place să fiu legal, vă recomandat să circulați legal. Am două dimensiuni, 16 și 17, de fapt 205x55R16, dimensiunea cea mai comună, și 205x50R17. Asta am de Subaru, asta o să folosesc și eu zic că va arăta cu totul altfel. Interiorul este complet curat, defecte nu are, are niște chighițe. Mai mult sunt eu, cred că, obsedat, în fine. Tehnic nu are probleme, nu are jocuri, nu are scurgeri, nu pierde ulei, nu are nicio problemă mecanică. Și uite așa o să fiu un fericit proprietar de Subaru care arată ca nou în VRX style. Mai puțin jantele aurii, am căutat ceva, dar nu am găsit și nu-mi place ce am găsit. Sunt prea spițate, sunt prea scumpe, nu merită. Adică black arată bine, are și folii pe spate. Cred că o să arate foarte bine. Inițial am vrut să nu dezvălui asta, dar why not? Mai ales că la clipul ăsta o să intre doar cei cu adevărat loiali. Sunt sigur de asta. Da, un mic update așa, n-am avut ceva atât de special să vă spun în clipul ăsta. Mai mult o interacțiune cu voi. Și v-am spus, aștept sugestii pentru garaj. Sper să fie gata cât mai repede, cu siguranță va fi gata anul ăsta. Îmi pare rău că am întârziat. Teoretic ar fi fost gata prin august-septembrie, dacă nu ar fi fost nebunia asta sanitară. Dar totuși mă bucur că am reușit să fac și așa, pentru că atunci când a fost lockdown-ul, deja îmi căzuse lumea în cap și mi-era teamă că nu o să mai fac deloc. Așa că totuși a fost ok. N-a fost chiar atât de tragic pe cât estimasem inițial. Și în general lucrurile au mers totuși decent. Nu cum aș fi așteptat, dar decent. Deci n-am de ce să mă plâng. Așteptam jos părerile voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.